Îmi deranjezi? Nu, deloc. Cum a fost cu Lascu? Cadavrul ăla pe care l-au pescuit din Dâmbovița nu e trending. Deci 3 ani e dat în continuare dispărut. Exact. Doamne, ce s-o fi întâmplat? Nu știu, asta își vrea să știu și eu. Nu e straniu? De câte ori ți-am spus că nu mă interesează 3 ani Dincă? Că din punctul meu de vedere poate să fie și mort, la cât de rău mi-a făcut în viață. Și acum aș vrea să aflu ce s-a întâmplat cu el. A dispărut. Ce e ciudat e că mi s-a mai întâmplat chestia asta. Ce chestie? Asta, cum ceva nerezolvat. Taică mi-a pus pe picioare afacerea asta cu televiziunea. Dar nu a fost singur, a avut un partener de afaceri, un director economic. De fapt, erau mai mult decât atât, erau ca frați, erau foarte... foarte buni prieteni, foarte apropiați. Taică mi-a venit cu banii, dar au lucrat împreună. Pe vremea aia, în anii 90, România era, în materie de afaceri, estul sălbatic. Problema este că prietenul ăsta, partenerului de afaceri, a murit misterios, cu vreo 25 de ani. Cum adică? Adică versiunea oficială este că e intrat în casă un hoț să fure, să tâlhărească și nu se aștepta să se întâlnească cu cineva. Și a omorât și pe el și pe soția lui. Asta e versiunea oficială, numai că e ceva... Totdeauna am simțit că e ceva în spatele poveștii astea. Și culmea este cam aceeași senzație și acum cu Dincă. Și partenerul ăsta de afaceri, ai aflat ce s-a întâmplat până la urmă? Nu, am încercat ani de zile să aflu ce s-a întâmplat cu adevărat, cine l-a ucis, de ce. De ce? Tu îți dai seama că i-au omorât pe amândoi. Pe amândoi, și pe el, și pe nevastă sa. Și culmea e că nu s-a furat nimic din casă. Nu știu, să vedem. O să vedem ce putem să aflăm. Hai. Eu am plecat. Mamă, ce poveste! Da. Și ce facem? Ieșim, cum am zis? Te rog să mă scuzi, dar mă simt foarte obosit. Nu știu de ce. Te super dacă te duc acasă? Nu, nu mă super.
trebuie să-mi amintesc.